Având în vedere campania Detector pentru viață la sediul ISU Timiș, a avut loc predarea detectoarelor de fum și monoxid de carbon către personalul din subordinea a 5 subunități de intervenție, alături de reprezentanții rețelei de gaz Timișoara. Cele 375 de detectoare de fum și 125 de detectoare de monoxid de carbon vor fi distribuite către locuințele din județul Timiș, în cele 15 comune identificate ca fiind vulnerabile. Detectoarele de fum de monoxid de carbon și cele de gaz pot face diferența între un incendiu minor și o tragedie. Aceste dispozitive au în primul rând un rol de avertizare, semnalând imediat apariția unui incendiu sau a unei scăpări de gaz în spațiile în care sunt amplasate. De aceea, ele pot avea un rol decisiv în limitarea efectelor unui incendiu sau pot preveni o acumulare de gaz cu consecințe dezastruoase.